Ceau, Radu. Noi acum plecăm din Timișoara. Cred că în vreo 4 ore, 4 ore și un pic o să fim acolo. Și am ajuns la Cluj. Acum mergem să ne căutăm apartamentul, să vedem dacă e ok și dacă rămânem. Apartamentul a fost ok, ne-am luat unul în regim hotelier și am rămas acolo. După aia am fost să mâncăm la un restaurant de lângă, de fapt la un fast food, îi spune Big Belly. Eu mi-am luat un cheeseburger și pe lângă o porție de piept de pui, pentru că mai aveam nevoie de ceva proteine, fiind pe drum n-am reușit să mănânc destule, și Ana Maria la fel un burger. Apoi ne-am dus în cameră pentru că era destul de târziu, iar eu a doua zi de dimineață am plecat să mă întâlnesc cu Radu la sală. La ce te gândești așa, bă? Yo! Ce faci? Ok, în sfârșit m-am întâlnit cu Radu, după câteva luni bune, mergem să băgăm un workout împreună. Mergem! Bă, Radu, ți-am adus și ceva? Bă, lasă-mă! Da, e un pachet, trebuia să fie cu totul altceva, numai că s-au schimbat un pic planurile. Scola mai protein, nice! Da. Mii, mă! Asta-i pudră de aia de pentru mâine, da. Super tare! E sămânța lumea ce mă îndecupare când prinzi și nici nu lasă praf sau ceva, știi? Cretă. A, către lichidă, da. Mă, bun! Inițial era să îți pun alt pachet, numai că intervin ceva, am plecat de acasă mai repede și l-am pus. Da? Da, e ok, tare, știi. Mergem la Big Fitness să ne facem big. Ok, eu am făcut un antrenament de push, piept, umeri și triceps. Nu am făcut chiar toate exercițiile pe care le fac de obicei. Și Radu a făcut un antrenament de picioare. Eu am început cu împinsul la piept, în plan înclinat, pentru că de câteva luni bune am schimbat planul orizontal pe plan înclinat complet la fiecare exercițiu. Motivul a fost o ușoară accidentare la umăr și atunci când făceam împins la plan orizontal, tot timpul simțeam o mică înțepătură, un ușor disconfort în umărul drept. Și am observat că făcând înclinat nu mă mai doare. Alt lucru fain la înclinat, sau am observat o dezvoltare foarte faină în partea superioară a pieptului. Se vede mult mai ok dunga aia dintre pectorali. Radu a început cu genoflexiuni, cu front squats. El e revenit după o mică pauză pentru că a fost în spital, a avut ceva probleme de sănătate și e în recuperare. Și de ceva timp a început antrenamentele la sală, dar începe să-și revină în formă. Al doilea exercițiu la mine a fost această presă, care inițial am crezut că e pentru partea superioară a pieptului, însă de fapt simula o mișcare în plan orizontal. Lucru care mi-a provocat din nou acel disconfort în numărul drept și nu am putut să fac seriile până la capăt. Apoi, al doilea exercițiu al lui Radu a fost presă. Acest tip de presă în care scaunul e fix și tu împingi greutatea cu picioarele, mi se pare că intră cel mai bine. Mai sunt și acele prese orizontale în care tu te împingi în suportul picioarelor, care mie personal nu-mi plac așa mult. O chestie atunci când faci presă e să nu lași genunchii prea jos, prea înspre piept, astfel încât să se ridice fundul de pe bancă, pentru că riști să te accidentezi, o să se creează acolo o presiune și nu e deloc ok. Următorul exercițiu pe care eu l-am făcut sunt fluturările la un aparat cu cabluri, care a intrat foarte ok și am făcut 3 serii a câte 12 repetări. Cea mai mare greșeală pe care o văd la acest exercițiu este că oamenii încearcă să își apropie pumnii și astfel își îndoaie brațele. Imaginează-ți că trebuie să îți apropii coatele, nu pumnii, și atunci brațele o să stea mai drepte și contracția pieptului o să fie mai puternică. Următorul exercițiu a fost împins cu bara din picioare și este principalul exercițiu pe care îl fac pentru umeri.
este unul de bază și îți lucrează complet deltoizii. Iar următorul și ultimul exercițiu a fost skull crushers pentru triceps, pentru capătul lung al tricepsului. Aici, dacă observi, nu las bara direct pe frunte, ci o las undeva în spatele capului. În felul ăsta, tricepsul se întinde mai bine și nici nu există acea presiune pe încheietura cotului, pentru că exercițiul ăsta pune presiune destul de mare pe cot. Făcându-l în acest fel, nu o să se întâmple asta. Iar la final am făcut un pic de posing, m-am uitat un pic să văd în ce formă sunt și, după cum poți vedea, nu sunt la fel de pufos ca anul trecut, deși sunt în perioada de masă, lucru care e foarte ok pentru că am tendința să mă îngraș. Ăsta e locul unde mi-a făcut Radu tricourile anul trecut când a venit la mine. Da, aici la magazinul ăsta. Am făcut alea cu Samurai Jack și... Care ți-am făcut celălalt? But biceps are important. Da, da. Așa? Și fix acum un an, chiar aproape de ziua mea, Radu a venit în Timișoara la mine și acum, în 2016, de ziua mea, am venit eu la el. Da, numai da. Bine. Așa. Acum am terminat cu antrenamentul, am băgat acolo un antrenament la el la sală și mergem să Hai să mergem până la mine, că trebuie să mi-am medicamentele. Da. Mergem la Radu acasă să-și ia ceva pastile, Limitless, și după aia mergem să mâncăm undeva în oraș. Na, zi șerifule, pe unde luăm? Mergi în față și după aia faci dreapta. Bă, dar pe acum văd oamenii unde stau. Dreapta asta poate să te caute. Păi da, mă. Bă, dar uite, de exemplu... Nu veniți la mine! Casey Neistat, nu are adresa publică acolo ba, și crește tot de din alea. Te simt, da? Da, și asta lui. Nu, îmi pare rău de dezordine. Nu, e dezordine, e... Nu? E... e ca la oricine acasă. Da, și aici când nu se pregătește pentru... Ia. Este pe la care filmez, aici e mi stația mea de edit. De aici se fac videouri pentru 100.000 de subscriberi. Aici, uite, asta e camera. Sony A7S2. Mamă, câte ai. Astea da. Toate trebuie să le iei? Deci mai am pastilele astea, care mi-ajung pentru încă 3 zile sau ceva de asta. Și după aia le iau astea, care astea mi sunt ultimele. Am trecut prin vreo 3 tipuri de pastile până acum. Și Bogdan, da, m-a convertit la proteine. Ideea e că, știi care e motivul principal pentru că am început să iau proteine? Nu. E pentru că am aflat cât de rău poluează mediul producția de carne, știi? Și practic, da, și cumva vreau să reduc. Adică... Poate devii și tu... Vegan. Păi, nu, uite, am încercat. Ceva ce aș vrea să fac e o zi pe săptămână să fac vegan, știi? Am aici pea protein, proteină de mazăre și proteină de orez. Și aparent, dacă le combine astea două, iasă proteina, proteina completă. Produci proteina completă, pentru că proteinele vegetale, în general, sunt inferioare celor animale din cauza că nivelurile de aminoacizi nu sunt complete și cumva, dacă combini două surse de proteine vegetale, cum e orezul și mazărea, scoți un profil de aminoacizi mai ok, mai similar cu zero. Mm-hmm. Și cumva de asta trebuie să le combini. Da. Na, acum, hai să văd, că n-am încercat nicio, adică, ba, m-am luat odată aroma asta chocolate nut la sample, știi? La mostre din da, aia. Și? Și a fost bună, mi-a plăcut foarte mult și de asta am și adus pe stoc, dar nu l-am luat pentru mine încă. Nu? E chiar ok, e așa cremoasă, știi? Uh-huh. E o diferență foarte mare între, eu, ce puțin eu observ, între... Isolate și ăla normal. Și la prietenul meu, celelalte proteine îi cădeau rău la stomac, astea nu. Știi de ce? Pentru că alea, concentrat, normal, dacă te uiți, are vreo 5 grame de carbohidrați și printre care și lactoză. Deci are ceva lactoză. Ăsta izolat, are 0 grame de carbo și lactoza e scoasă de tot, deci nu are lactoză deloc. Și atunci, că ăștia care sunt intoleranți la lactoză și adică depinde ce intoleranță ai, știi? În funcție de intoleranță pe care ai la lactoză, îți dăunează mai mult sau mai puțin.
Ăsta n-are lactoză deloc și e ok și pentru cei intoleranți. Ok, acum mergem să mâncăm ceva, am băut și un pic de proteină și mergem să luăm o masă în oraș. Ce chestie tare! Ne-am comandat și mâncarea, hai să vedem ce ne-am luat. O shawarma XXL cu salată. Shawarma cu salată, bă, ești, da. faci progrese. Da. Față de anul trecut când am făcut și ideiul ăla. Da. O lăsăm un pic mai light acum pentru că, na, e dimineață, suntem după sală și vrem să ieșim mai de seară la restaurant și atunci o să mâncăm poate ceva mai consistent, nu? Așa e. Da. Ok. Am un salate, asta e. Da. Am ajuns la Marti, la un restaurant din Polus din Cluj. Acum trebuie să ne ia comanda, să luăm ceva de mâncare și trebuie să ne hotărâm ce vrem. Bun, a venit și comanda. Ne-am dus la fiecare ceva bun. Fetele și-au luat doar desert. Radu, mi-a luat pizza. Mi-a luat niște spaghete bolognese. Și după aia, nu știu, ne mai luăm și desert? Poate. Facem tradiția de anul trecut în care mâncăm ca niște sport. Am băgat cu Radu, cred că eu am mâncat vreo 6000 de calorii și tu? Bă, cred că numai vreo 4000. Mă simt prea plin, deci serios, eram două torturi, toate alea au fost nebunie. M-am bine bă atunci, am apărut bine că ne-am văzut și ne mai întâlnim noi pe aici. Da, asta a fost ieșirea la Cluj și întâlnirea cu Radu. Cu Radu am fi stat la povești ore în șir, pentru că avem o grămadă de chestii de discutat. Avem aceleași gânduri, aceleași intenții și aceleași scopuri și tot timpul ne întindem la povești și ne ajunge timpul. Acum o să ne îndreptăm spre Timișoara pentru că avem o nuntă de prins. Ne auzim!